să comparăm două fracții. Două cincini și patru cincini. Observăm că cele două fracții au același numitor, 5. Înseamnă că și în primul caz și în cel de-al doilea caz, întregul este împărțit în 5 părți egale. În prima situație însă am numărat două părți. În cea de-a doua situație luăm în considerare 4. Observăm că partea hașurată în cazul fracției 2 supra 5 este mai mică decât partea hașurată în cazul fracției 4 supra 5. De aceea, 2 pe 5 este mai mic decât 4 supra 5. Așadar, atunci când două fracții au același numitor, este mai mare fracția ce are numărătorul mai mare. Să luăm acum un exemplu în care trebuie să comparăm două fracții ce au același numărător. 3 supra 4 și 3 supra 2. În primul caz, întregul este împărțit în 4 părți egale. În cel de-al doilea caz, este împărțit în 2 părți egale. Observăm că în prima situație, părțile, fiind mai multe, sunt mai mici. În cel de-al doilea caz, părțile sunt mai puține, numai 2 și evident sunt mai mari. Luăm în considerare, în cazul primei fracții, 3 părți mai mici, iar în cazul celei de-a doua fracții, 3 părți mai mari. Și atunci observăm că partea hașurată în prima situație este mai mică decât cea hașurată în a doua situație. Și atunci spunem că 3 supra 4 este mai mic decât 3 supra 2. Concluzia este că atunci când două fracții au același numărător, este mai mare fracția ce are numitorul mai mic